În județul Dolj, rata de promovare la evaluarea națională după contestații a crescut de la 77% la 77,22%. S-a mai înregistrat o medie de 10 și astfel numărul elevilor cu notă maximă la examen a crescut la 5. Contestațiile la limba română nu au schimbat numărul notelor de 10. Astfel, numai 11 elevi din Dolj au reușit să obțină nota maximă anul acesta. Însă, din cele 826 de contestații la română, la 501 s-a modificat nota în plus. La matematică, numărul notelor de 10 a crescut de la 106 la 113. În nouă școli din Craiova și Județ, procentul de promovare este de 100%. Sunt însă și școli din Dolci în care niciun candidat nu a promovat examenul, iar situația a rămas neschimbată și după contestații. Urmează înscrierea la liceu în perioada 4-11 iulie. Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clase 8 are loc pe data de 14 iulie. În aceea zi se afișează în unitățile de învățământ gimnazial lista cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal.